Astăzi, 29 februarie 2024, Consiliul Tehnico-Economic al CNAIR a avizat studiul de fezabilitate pentru sectorul din autostrada A3 de la Cristian la Coldea. Acest nou sector de autostradă, cu o lungime de 5,18 km, va cuprinde un pod peste râul Bârsa, un pasaj peste autostradă pe drumul județean 112B, două pasaje pe bretelele nodurilor Cristian și Coldea și două noduri rutiere. Nodul Cristian, la intersecția autostrăzii existente de la Râșnov la Cristian cu drumul național 73G și nodul Coldea, aflat la intersecția autostrăzii cu drumul național 1, unde se va amenaja un sens giratoriu. Valoarea totală estimată a sectorului de autostradă de la Cristian la Coldea este de 743 de milioane de lei, suma asigurată prin programul Transport 2021-2027. După aprobarea indicatorilor tehnico-economici prin hotărâre de guvern, urmează realizarea proiectului tehnic și execuția lucrărilor. Eu știu că acum un termen de câteva săptămâni maxim se va lansa, sigur, pe teritoriul Brașovului, primii 5 km dinspre Brașov, spre Codlea, ceea ce e important. Pe parcursul acestui an sper într-un final să recepționăm, să termine, că nu e vorba de recepția CNAIR-ului, în primul rând e vorba de finalizarea SF-ului de la compania care face acest studiu de fezabilitate, astfel încât să putem să intrăm în fazele următoare. Să știți că am tot văzut în perioada asta tot felul de abordări legate de lipsa de finanțare pe... E o chestiune care în acest moment nu e actuală. Deci nu e vorba de așa ceva. Haideți să termine aceste companii studiile de fezabilitate și un prim pas o să-l vedem în săptămânile viitoare când va fi scos primul tronson.